Val de reacții după ce cunoscută a revista de satiră din Franța, Charlie Hebdo, a publicat o caricatură controversată cu câștigătoarea Roland Garros, Simona Halep. Revista a publicat subtitlul O Româncă câștigă Roland Garrosul, o caricatură ce reprezintă o persoană care ridică trofeul deasupra capului și spune Fier vechi, fier vechi. Fotografia a fost postată de scriitorul Dan Alexe pe pagina sa de Facebook. După un val masiv de reacții critice ale jurnaliștilor și ale internauților care au interpretat caricatura ca o jignire la adresa Simonei Halep și a românilor în general, ambasadorul Franței în România a exprimat un punct de vedere pe această temă. Victoria istorică a Simonei Haleb la turneul de la Roland Garros reprezintă un imens motiv de mândrie pentru ambasada Franței, care vede în ea un simbol frumos și puternic. Orice s-ar putea gândi despre acest desen, trebuie să amintesc că libertatea de exprimare și libertatea presei sunt principii fundamentale ale Republicii Franceze. Această publicație nu-l angajează decât pe propriul său autor și nu reprezintă în niciun fel sentimentul opiniei publice franceze, a transmis ambasadorul Franței în țara noastră. Și scriitorul Dan Alexe a revenit cu o postare pe site-ul vice.com în care a explicat cum înțelege el această caricatură. La fel, în cazul caricaturii cu Halep, e vorba de o ironie multiplă împotriva francezilor inculți, care îi consideră pe toți românii niște hoți de metale de pe șantiere și de cupru de la firele de pe calea ferată. Întreg acest număr din Charlie Hebdo de miercuri 13 iunie e de altfel plin de ironie împotriva sportului și banilor pe care îi generează, începând cu coperta despre mondialul din Rusia. Ba chiar ironizată echipa de fotbal a Franței. Iată și pagina pe care apare pierdută printre altele caricatura cu Halep. E pierdut acolo unul printre altele mult mai dure, ca orice alt desen din Charlie, el nu poate fi înțeles decât într-un context fertil franțuzesc, de libertate de idei, ciogniri în piața publică și revoluții spectaculoase, a transmis scriitorul. Simona Halep a spus că nu vrea să comenteze această caricatură. În ianuarie 2015, redacția revistei Charlie Hebdo din Paris a fost atacată de teroriști după ce revista a publicat unele caricaturi cu profetul Mahomed. În urma atacului au murit 12 persoane.